Ce veți face în continuare? Ați primit această condamnare de 5 luni de închisoare cu suspendare. Da, ce vor face avocații? Vor face apel, e decizia instanței, trebuie respectată, nu este decizie finală, mergem mai departe. Deci contestați această decizie dată în acest moment? Sigur că da, sunt bucuros că am fost acuzat de multe capete de acuzare, cu fals, mită, toate au fost achitate, s-a dovedit că nici nu am falsificat nimic, nici nu am dat mită, a rămas o decizie la complicitate la abuz, care așteptăm motivarea și încercăm să convingem judecătorii la complet de legi. Domnule Popescu, vă autosuspendați din PNL în aceste noi condiții și apoi vă întreb și de calitatea de senator. Vă rog. În primul rând, statutul spune că dacă ești condamnat pentru fapte de corupție, asta nu este corupție, este în firma mea privată cu mulți ani înainte de a fi senator și înainte de a fi om politic. Deci nu sunt fapte de corupție. Discutăm fapte economice, de complicitate la abuz, nu este o decizie finală. Dacă ar fi o decizie finală, fără doar și poate... Eu nu v-am întrebat dacă veți pleca definitiv din PNL, pentru că nu e o decizie finală. Eu v-am întrebat de suspendare pe perioada procesului, dacă vă autosuspendați astfel încât să nu creați prejudicii de imagine Partidului Național Liberal, pentru că dumneavoastră spuneți că nu e vorba de corupție acolo, oamenii nu știu. Oamenii știu că aveți o condamnare la închisoare cu suspendare de 5 luni. Da, am înțeles. Nu este o decizie finală și haideți să respectăm prezumția de nevinovăție. Sunt convins că sunt nevinovat, numai că trebuie să convinc și judecătorii. Deci rămâneți în PNL, asta este răspunsul dumneavoastră, da. Cu orice prejudicii de imagine pe care le-ați putea crea partidului. Nu cred că eu cred prejudicii de imagine. Da, tocmai vorbim în această perioadă despre penalii din Parlament și așa mai departe. Ca atare, era firească această întrebare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, pentru intervenția dumneavoastră. Mergem mai departe cu jurnalul.